APIA efectuează plata ajutorului de stat în sectorul creșterii animalelor, solicitat prin cererile aferente serviciilor prestate în luna aprilie 2023. Suma autorizată la plată are valoare de peste 1,34 de milioane de lei și se acordă de la bugetul de stat prin Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale solicitanților care au accesat această formă de ajutor de stat. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură Mehedinți aduce la cunoștința fermierilor interesați faptul că se fac plățile pentru HG 1179 pe 2014 și aici vorbim despre ajutorul de stat în sectorul creșterii animalelor. La nivelul Centrului Județean Mehedinți avem înregistrate două asociații ce au cerut sprijin pentru un număr de aproximativ 150 de fermieri. Și aici vorbim de sprijin obținut pentru determinarea calității genetice a raselor. Pentru fermierii menționați, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură a plătit suma de aproximativ 131.365 de lei. APIA Mehedinți a efectuat plata pentru determinarea calității genetice a raselor de animale pentru cele două asociații înregistrate cu solicitare unui număr de 150 de beneficiari.